Bună ziua, dragi prieteni din Leu! Haideți să vă spun la Leu, v-au ieșit patru imagini doar. Așa, va ieși prima dată buchetul întors, vedeți? Arată că două săptămâni, o lună, o să înțelegeți ce înseamnă să câștigi bani, ce înseamnă, -ă, asta. Dacă nu arată, dacă nu aveți serviciu, o să găsiți sau vă este frică să nu pierdeți serviciu sau vă gândiți să vă schimbați serviciu, să vă schimbați cariera, să învățați ceva nou, să o să găsiți alte metode de a câștiga bani, să spunem, sau Spune, uh, cartea spune să vă relaxați, să analizați toate opțiunile, ce puteți face, ce este la îndemâna dumneavoastră, ce este acum disponibil, interviuri o să aveți, arată. Așa. Uh. Și arată să... să... Acceptați ceea ce vine, ceea ce este, da? Mai mult. Așa. Acum o să vă arăt că va a ieșit aici, am mai în jos, Potcoava va vă ridic aici așa să se vadă. Pot a ieșit în dreaptă, da, dreaptă foarte bine, dacă vă și dreaptă. Asta înseamnă că o să aveți noroc. Înseamnă noroc, normal, în șase luni. Succes, mai mult, da, noroc. Succes. Și că o să aveți un mare noroc care vă așteaptă. Deci în șase luni. Dacă aveți o propunere, o idee, arată să o faceți pentru că o să aveți succes. Dacă vă cheamă cineva la un serviciu la undeva, vă propune ceva acceptați că va fi bine. Poate nu imediat, dar peste un timp, da. Uh, poate, da? Deci tot, tot efortul care îl faceți arată că veți avea succes. Apoi arată aici uh, va ieșit mărul mărul. Deci asta cu succes înțeles. Așa, deci în două săptămâni vi se întâmplă ceva ce nu o să vă convină, nu o să vă placă. Poate fi că vă certați cu un vecin, cu un iubit, cu soțul, cu... Da? Spune să nu puneți multe emoții. Să fiți puțin neutri, așa, indiferenți. Uh, poate să fie și ceva uh, ceva uh, serios, dar uh, arată că totuși dar nu va fi așa de serios, o să vi se pară sau uh, dar arată că va fi totuși ceva ușor, ceva ce nu trebuie să vă îngrijorați, să vă supărați. Nu o să aveți de ce. Și uh, v-a mai ieșit acest, pa, această pasăre. Arată în 6 luni, normal este o schimbare, un nou început, o schimbare. Asta arată o schimbare de prieteni, renovare de prieteni, ceva ce nu puteți controla pentru că poate se mută, poate au o relație, un nou început, tot ce se întâmplă în viața normală, în viața asta modernă mai ales. Și arată că mai târziu o să reluați legătura cu acești prieteni care au anumite circumstanțe, datorită anumitor circumstanțe se mută, îi pierdeți, să spunem, pierdeți legătura. Așa. Nu am mai văzut altă, alte imagini. Așa. Deci cam asta a fost. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.